Avem un nou invitat, foarte drag de asemenea craiovenilor și domnul primar care a vrut să mai invite de mai multe ori, Victor Socaciu. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Domnul primar, cred că numai eu știu de trei ori de câte ori a vrut să vă aduc în Craiova. În sfârșit ați venit. Am purtat o discuție cu Victor Socaciu. Vreau să vă spun că din toți folchiștii pe care îi cunosc eu, este... În inima mea are un loc aparte, este cel mai bun. Adică așa un ardelean, un bărbat adevărat cu o voce profundă care te răscolește. De obicei folk-ul e cântat mai mult de la tenor în sus. Dito Socaciu cred că ajunge pe undeva pe la bariton spre tenor, nu? Exact. Și nu greșesc. Bariton chiar. Da. Cum spuneați dumneavoastră, haideți să ne lădăm la baza folcului acolo, cu baritonul. Da, nu la bază, sunteți și la bază și la vârf. Da. Deci îmi place tare mult, urmă cu 25 de ani mă însuram. Nu prea aveam unde să stau, dar aveam un pick-up. Și cu un disc cu Victor Socaciu, dat de Dan Coveanu, cel care alerga împreună cu Socaciu, ucenea cu flacăra în toată România. Da. Și cea mai frumoasă melodie pe care eu am reținut-o și care m-a răscolit atunci era ceva cu Felinarul. Eu sunt felinarul de la geamul tău, străuncind în noapte și dai și doi și ce frumos era. Dar așa e când ești tânăr. Totul e frumos. Da, chiar mă gândesc să reorchestrez piesa respectivă și să o relansez. Ce bine ar fi, superb este. Dar cred că în general în spectacolele pe care le faceți, publicul vă cere din piesele vechi. Dar nu scap până nu când o pleiadă de piesă, cum ar fi Charlie Chaplin, Roata, Oameni de zăpadă, Tata și Cai, toate aceste cântece probabil că rămân în sufletul unei generații și atunci de câte ori acești nostalgici vin la spectacole mele, mi le cer. În schimb, sigur că eu n-am putut să stau pe loc și am creat în toți acești ani mai multe albume din care sper să rămână ceva după trecerea mea. Sigur va rămâne Imnul Rapidului. Am să vă fac să vă spun că cu vreo 2 ani înainte de a scrie Imnul Rapidului, am scris un imn pentru Universitatea Craiova împreună cu Adrian Păunescu și chiar am lansat cântecul acela într-un turneu al Cenacului Flacăra în jurul Craiovei. N-am apucat însă să-l cânt la Craiova. Din păcate, eu m-am despărțit de Cenaclu în imediata, să spun, perioadă de timp și n-am putut să lansez cum a trebuit acest cântec și a venit Valeriu Penișoară care a scris o piesă tot cu Adrian Păunescu, cântecul care este și acum imnul Craiovei. Deci, inițial v-a aparținut deci dumneavoastră... Deci am scris și un cântec pentru Universitatea Craiova. N-ați apucat să-l faceți celebr. Adevărul că am fost fan al Craiovei ani de zile, mai ales când aveați echipa de aur. 83, da. 83 și acum să știți că urmăresc cu simpatie echipa și uneori când trece prin aceste crize... Vă doare. Da, sunt solidar cu oltenii. Bravo. Uite, un lucru bun. Victor Socaciu, alături de Craiova.